se asfaltează pe lotul 9 din Ciarmata Vii. Pe strada viticultorilor a fost efectuată asfaltarea parțială cu strade binder și strade uzură, care va facilita circulația vehiculelor și va reduce praful pentru locuitorii din zonă până la finalizarea completă a lucrărilor. Și pe străzile Viișoara și Măslinilor, lucrările au avansat semnificativ, unde stratul de uzură a fost aplicat complet pe carosabil. Pe toate aceste străzi, următoarea etapă va consta în amenajarea trotuarelor, urmând exemplul proiectelor de modernizare a infrastructurii rutiere și pietonale pe care administrația locală le-a implementat în ultimii ani în Ghiroda și Ciarmata Vii.